Bun găsit la un nou episod al podcastului meu, Avangarda cu Ionus Vulpescu. Astăzi am bucuria să l-am invitat pe profesorul Vlad Nistor. Domnule profesor, mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea și vă mulțumesc și că ne găzduiți astăzi. Plăcerea mea. Vreau să cum e cu, cu, clima temperat continentală despre care am învățat noi la școală? Filmăm într-o zi, într zi cu ploaie, cu ger, cu frig. Cu aproape în Cu aproape ninsoare. Uh, călătoriți foarte mult și ați cunoscut foarte multe orașe pe toate continentele. E un loc cu o climă ideală pentru dumneavoastră? Uh, bună întrebare, nu știu, nu m-am gândit niciodată așa. C există orașe ideale, dar nu neapărat clima. În orice caz, Bruxelles nu e ideal din niciun punct de vedere dacă e să alegi între sediile, cele trei sedii formale... Să nu încurajați euroscepticismul. Ale, ...ale Parlamentului European, între Bruxelles, Luxemburg și Strasburg. Eu aș alege oricând Strasburgul, care e un oraș mult mai interesant, cu toate că iarna e infernală. Totdeauna uh, sesiunile plenare din decembrie și ianuarie, din punctul de vedere al temperaturii, sunt sinistre. Deci care e ideal? Spuneați că este orașe ideale. Ca oraș, în afară de Roma, care sigur și din punct de vedere climatic e avantajată, ar mai fi Atena și Londra pentru mine, în anarhia mea, și cu siguranță București. Pentru că a spus Atena, venim la, la vocația dumneavoastră, sunteți, sunteți profesor, ați făcut istorie, sunteți la catedra istorie antică a, Universității București. Istoria v-a ales pe dumneavoastră sau dumneavoastră ați ales istoria? Nu, eu de foarte, foarte mic asta am vrut să fac, cu toate că toată lumea în jur mă descuraja. Având un unghi, un frate al mamei mele care făcuse istorie, o mătușe care alături de drept a făcut și istorie, dar nu, nu cred că numai de asta. Totdeauna a existat o atracție specială față de acest, acest domeniu al cunoașterii umane. Și întâmplarea a făcut, ca în pofida tuturor spuselor familiei mele, care, doamne, ce o să faci tu cu meseria asta, știți, era moda inginerilor în mod uh, fundamental. Dacă vrei să erai un om serios și erai un elev politehnic. conștiincios, trebuia să faci politehnica. Dacă nu, a, în fine, supraviețuiai și tu. <sus> Întrebarea care mi se punea, provocarea era, ce o să faci, domnule, tu cu meseria asta? Că profesor de istorie la țară, asta era... S-a întâmplat ca să nu se întâmple așa. Și de ce istorie veche? De ce, de ce istorie, istorie antică? antică? Păi gândiți-vă o clipă. Eu am început facultatea în 1974. Uh, cu doi ani înainte să mă nasc. Toată lumea care, care uh, vroia să scape de constrângerile ideologice ale momentului, toți colegii mei, trebuiau să facă fie istorie antică, fie istorie medievală. Pentru că mai încoace... <laughs> Totul era, într-un fel sau altul, năpădit de influențe ideologice recente. Și atunci, domeniul a fost aproape de la sine ales. La asta se adaugă faptul că am dat peste personalități care, cu adevărat, m-au fascinat. Mai multe personalități care m-au fascinat, pentru că chiar și în acel moment, când Catedra de Istorie Antică și Arheologie se chema Catedra de Istorie Universală cu sub colectivul de istorie antică, nu mai beneficia de toți marii profesori, pentru că mulți dintre ei ieșiseră la pensie, din pleiada marilor profesori, eu l-am apucat pe Emil Condurachi, căruia ei sunt în foarte mare măs măsură dator pentru formarea mea, Am, mai era încă acolo profesorul Dionisie Pipidio, o figură absolut senzațional la istoriei antice. L-am apulcat chiar și pe Dumitru Tudor, cu care am făcut un curs și așa mai departe. Dar dintre profesorii mei din generația următoare, cred că îi datorez foarte mult, dacă nu chiar totul, domnului Zoe Petre. Dar mai erau și alte personaje, cum ar fi fost un personaj pe și pe vremea aceea și din nefericire și astăzi mai puțin cunoscut în mediul public, dar care era un om senzațional, cu foarte multe calități profesionale și umane, care era domnișoara Ligia Bârzu. Deci, atmosfera aceasta era și am preferat să, împreună cu mulți dintre colegii și actualii mei prieteni încă, unii mai sunt nu toți, am preferat acest domeniu și am preferat să evităm pe politruci. Care, care e momentul din antichitate, din istoria antică, la care vă gândiți și astăzi cu o curiozitate de cercetător. Pe seria mea este, eu sunt profesor de istorie romană și nu de orice fel de istorie romană, ci prioritar, primul rând, de istorie romană târzie, deci secolele 3, 4, 5, să zicem, ale erei creștine. Ăsta e domeniul în care m-am specializat și de la un moment dat încolo, atunci când puteam să susțin cursuri ultra-specializate, aceasta era domeniul în care îmi susțineam cursurile. Și deci e clar că curiozitatea mea să continue să se concentreze în acea direcție, dar în ultimii ani, de când am devenit și un activ colecționar de cărți, mult mai mare măsură decât înainte, de când am avut posibilitatea de a cumpăra tot ce puteam, îmi doream să cumpăr și posibilitatea de a vedea marile librării ale, ale lumii, uh... Cumpăr tot ce e interesant în istoria universală și, evident, încerc să citesc cât mai mult din ce cumpăr. Nu pot garanta că reușesc să citesc întotdeauna totul, pentru că mi se întâmplă să, într-o călătorie de asta nevastă mea, e deja marcată în sens negativ. Primul loc în care intru e o librărie, și jumate din bagajul de întoarcere e format din cărți. Asta este uh, ceva ce uh, cred că oricare dintre noi avem în domeniile pe care le considerăm. E capire. ceva din istoria contemporană care vă, vă Au preocupă? Multe din istoria contemporană, pentru că de la un moment dat încolo, atunci când am devenit... Uh, sigur, și în contextul în care l-am uh, auxiliat, că nu l-am conseiat, președintele Emil Constantinescu, în calitate de consilier in charge with protocol... Am, am, avut, o, am dobândit o atracție specială pentru realitățile contemporane, strict contemporane, și acest domeniu, -a, această, acest interes s-a dezvoltat atunci când, în anul 2005, am devenit director general al institutului și aproape fondator. Fondatorul a fost Mihai Răzvan Ungureanu, dar cel care a organizat institutul în prima sa formă, ca așa cum arată azi nu mai seamănă deloc cu Institutul Diplomatic. Este Institutul Diplomatic Român, think tank-ul oficial al Ministerului Român al Afacerilor Externe, cu un departament de școli, de școală și cu un important departament de furnizare de expertiză, care azi nu prea mai există. Ce v-a ajutat studiind și predând după aceea istoria antică, perioada romană la care v-ați referit, ce v-a ajutat să citiți în realitatea. Uh, politică, socială, diplomatică a ultimilor, a ultimilor decenii. Totul. Pentru că natura umană e aceeași. Și pentru că găsești oricând comportamente, atitudini, reacții identice cu cele pe care le trăiesc astăzi în perioade de mult apuse. Deci vezi oricând că în situații comparabile decidenții politici, că despre ei vorbim, de oricând ar fi fost ei reacționează la fel. Și ca în piesele lui Shakespeare, nu? Exact. Totul e în natura umană, Batovina. Ea e responsabilă de reacțiile noastre, care sunt mai întotdeauna aceeași, pentru că cumulul de dorință de putere, orgoliu, Uh, și așa mai departe, e același. Media sa rămâne constantă, indiferent de epoca istorică. Dacă trebuie să convingeți într-un într minut un tânăr sau pe cineva din, din zilele noastre, de orice vârstă, că istoria nu e numai despre trecut, cum ați face? E foarte simplu. Cine citește istoria, înțelege ce se întâmplă în jurul lui mai bine decât cine nu are informații istorice consistente. Este singura. Păi asta e și una dintre explicațiile faptului că, dacă te uiți atent la cv și mă uit atent la cv uh, colegilor mei, am uitat, colegilor mei din Parlamentul European de astăzi, foarte mulți, marea lor majoritate, au în background și uh, perioade de studiu care au direct sau indirect legătură cu fie istoria, Științele istorice, cercetarea istorică, fie cu științele politice, care sunt un descendent modernizat și parțial amputat al studierii istoriei. Ați, ați vorbit mai devreme de, de profesorul Condurachi și de alte nume importante care v-au format. E cineva uh care îi datorați ceea ce sunteți astăzi? Deci neva, nu, întâlnirea fundamentală a vieții mele este, este aceea? Din punct de vedere profesional, Zoe petre, fără doar și poate. Și am spus-o de câte ori am avut ocazie. Am înțeles. Uh, vorbeați mai devreme de Institutul Diplomatic Român. Uh, sunt mulți tineri care, care merg și care an de an se înscriu și, și fac cursurile Institutului Diplomatic Român. Ar putea Institutul, pentru că ați condus în, în două rânduri, dacă nu mă înșel, institutul, în. institutul Diplomatic, să devină mai atractiv pentru tinerii care vor să îmbrățișeze o carieră diplomatică? Nu e vorba numai de carieră <sus> diplomatică, pentru că Institutul poate forma oameni care, sunt, care au legătură cu dezbaterea din jurul oricărei forme de diplomație, dar care nu sunt în mod neapărat și obligatoriu diplomați. Uh, există. Uh, au, au, a existat un moment, imediat după 2005, când Institutul s-a înființat. Pentru că Institutul, știți probabil, a fost rezultatul unei uh, fuziuni între două institute destul de prestigioase, preexistente, Academia Diplomatică, care era o școală, și Irsi, Institutul Român de Studii Internaționale. Care era un institut de cercetare. Prin fuziunea acestora s-a creat un institut mai mare, era la început, că după aia a fost amputat rău, care trebuia să le facă pe toate, adică să și cercetare, furnizare de expertiză către Ministerul Afacerilor Externe, și uh, training diplomatic, și uh, organizarea bibliotecii, și până la un moment dat a și făcut-o, până în vremea lui Lazar Comănescu, care a preluat. Din fericire, pentru că are mai multe resurse, Biblioteca Ministerului la Ministerul Afacerilor Externe în sine, și așa mai departe. Bun. Această instituție, în primul moment al Constituirii ei, atunci când am avut ideea ca să o deschidem partea de, de, de formare și în afara Ministerului Afacerilor Externe, această instituție se a beneficiat de o excepțională popularitate în mediile culturale și din proximitatea uh, chiar administrative din România. Au fost, erau foarte mulți doritori să urmeze cursurile pentru că ele erau de foarte bună calitate și întotdeauna uh, prestația era a unor profesioniști adevărați din varii domenii. Păi am să vă dau un exemplu. În momentul inițial în care institutul a fost constituit și în care s-au dat primele concursuri, în staful institutului erau, din cei 60 de angajați, circa 30 care aveau toți doctoratele și care erau în același timp, erau cu jumătate normă la institut, erau cadre didactice ale Universității din București și ale altor universități. Nu erau numai istorici, erau uh, specialiști în științe politice, erau economiști și așa mai departe. Câțiva ani după ce eu, eu mi-am uh, am redobândit calitatea în 2011, în 2010, în 2011 am devenit membru al Parlamentului Național, împreună cu dumneavoastră, domnule. 2012, da, 2012, da. 2012, la alegerile. În USL 2012. Da. Și în acel moment, evident, mi-am dat demisia, cum uh, ar fi făcut orice om onorabil. Nu au făcut toți la fel și au suspendat posturile foarte mulți de la Institutul uh, Diplomatic Român. Puțin scurtă vreme după aceea, datorită unor incidente și unor uh, neînțelegere ale curții de conturi și așa mai departe, s-a ajuns în situația aberantă încât în institut mai era. Un singur doctor în istorie și un doctor în uh, unelte agricole, nu în contabilitate agricolă. Doi din. mai atunci erau 36 de salariați. Astăzi nu știu cât sunt, poate că sunt doi, poate că sunt cinci, dar în orice caz nu sunt majoritatea angajaților Institutului. Nu așa trebuie să arate, dacă mă întrebați pe mine, o instituție care ar trebui să fie o instituție prestigioasă în mediul public național, cum cred eu că a fost în anii 2005, 2007, 2008. Ați spus, ați făcut referire la câteva momente importante, aici de management pe care le-ați avut în zonă politică, administrativă, sau și academic, a spus președintele Senatului Universității și, București. A fost 8 uh... ani pro-decanul Facultății de Istorie, 8 ani decanul Facultății de Istorie și 4 ani președintele Senatului Universității președintele de București. mai au fost alegeri pentru Universitatea de București. O să vă întreb un moment limită pe care l-ați avut în man managementul academic și un moment limită în cel, hai să zicem, instituțional, administrativ, politic. Două, două încercări pe care le-ați avut de gestionat. Nu dacă te gândești retrospectiv, atunci nu mi se părea deloc aios. Uh, nu știu dacă uh, toți ascultătorii dumneavoastră știu, uh, pentru că cu, cu siguranță cei care ne urmăresc sunt destul de avizați în jocurile politice și în subteranele jocurilor. Vrând nevrând, un exercițiu Da, Ne vedem toată ziua la da. televizor, dar uh, nu știu dacă se știe că în medii, cum sunt cele academice, bătălia provocată de orgolii sau de dorința de putere, din nou, în mediile academice e mult mai periculoasă, mai agresivă și mai, mult mai violentă decât în mediul politic. De ce? Pentru că oamenii aceia sunt, vorbesc de academics, sunt mai motivați și sunt de foarte multe ori mult mai instruiți decât politicienii, din nefericire. Și atunci, perversitatea bătăliei e mult mai dură în mediile academice decât în mediile politice, chiar dacă nu se vede la televizor chestia asta toată ziua. Eu am avut un asemenea moment în care a fost instrumentat împotriva mea, știu și de cine, dar nu are rost să spun. Un I s-a părut atunci că eu, abia ajuns de câteva luni președintele Senatului, pot să stric. Ori... Președintele Senatului Universității din Universității București. din București, pot să stric ordinea din interiorul universității și atunci a fost provocată o manifestație a studenților care n-aveau ce să-mi reproșeze mie, pentru că nici măcar n-aveam -aveam atribuții de management. Am aflat de la cine și am aflat că se știa. Pentru că uh, fostul dumneavoastră coleg de partid, care atunci era ministrul învățământului superior și azi e rectorul Politehnicii, domnul Costoiu, mi-a dat telefon dimineață, cu o dimineață înainte și mi-a zis, vezi, domnule, că ăștia pun la cale o mare manifestație populară. Manifestația populară a venit, a trecut și, evident, n-a avut niciun efect. Dar... Uh, în acel moment nu mi-a fost deloc ușor să stau în fața unor manifestanți revoltați care nu știau, de fapt, pentru că i-am întrebat frontal ce-mi reproșează, habar n-aveau ce îmi reproșează. Ba chiar mai rău am constatat, inter interogându-i pe unii, că unii nici nu erau de acolo. Nimeriseră, știți, din politică cum stau chestiile astea, nimeriseră acolo conduși, dirijați. Bun, ăsta a fost un incident ce ține de managementul academic, ca să-i zic așa. Și unul, Dar... din, și unul din zona cealaltă, să zicem, hai să zicem, administrativă, politică, instituțională. Nu ca președinte al Senatului da, Universității. Da, înțeleg, înțeleg, înțeleg. Eu n-am avut funcții politice executive în țara aceasta. N-am fost ca domnia voastră ministru, n-am fost nici măcar secretar de stat. Am avut numai funcții în legislativ, ceea ce nu atrage dezbateri și confruntări atât de dure cum sunt cele pe care le ai dacă ești un executiv și de atunci bătălia are o miză. Dar în interiorul partidului meu am avut un moment de nemulțumire profundă atunci când din motive absolut nejustificate un președinte interimar, pentru că Partidul Național Liberal a avut și cel puțin doi președinții interimari în ultimii ani, unul dintre președinții interimari a acestui partid a considerat că nu sunt suficient de relevant vorba lui Caragiale pentru a mai candida pe listele Partidului Național Liberal și domnia sa fiind președintele Partidului Național Liberal a avut ultimul cuvânt, ca să zic așa. Astea sunt lucruri, țin minte că atunci s-a întâmplat exact același timp Uh, cu mine unui personaj extrem de cultivat, subțire, folositor lumii politice Ar fi fost în continuare foarte folositor lumii politice din România E vorba de Toader Palologu El a pățit-o și mai rău, a fost și exclus din partid adică Pentru aici. că a îndrăznit să spună ceva în mod direct Eu nu, am spus și eu Dar în fine, uh, se întâmplă E normal, știți mai bine decât mine că în partidele politice chestiile astea sunt Dar da. cum e ca să cum, cum e cu intelectualii în politică, pentru că asta e o dezbatere lungă și, și veche și cu bibliografie solidă. Mă gândesc numai nu la la cartea de de a lui Ios, a peștele în apă. Intelectualul în politică să simte ca peștele în apă sau, sau tot uscatul domină. Nu. Uh, Depinde de viața lui. Depinde în mare măsură de intelectual. Și nu atât decât de cât de intelectual e el, ca să zic așa, ci mai ales depinde de care sunt mizele sale. Dacă un intelectual intră în politică cu motivație, cu o motivație personală, atunci mai bine nu intră. Dacă un intelectual intră în politică gândindu-se că ar putea, că speră că ar putea, că de fapt asta e formula corectă, avea un rol benefic, pentru mediul public românesc, atunci trebuie să fie binevenit. Ca peștere în apă nu se simte niciodată, pentru că niciodată uh, nu, uh, ceilalți competitorii nu vor accepta uh, un, un coleg uh, cu alt background decât al lor, e faim, și mai ales cei din același partid, Cu oricare partid ar fi acela, că nu mă refer aici numai la Partidul Național Liberal, vorbesc despre toate. No, mai. de principii și de, de la... Aduceți-vă aminte de faimoasa observat, de faimosul, faimosul, dialog dintre un tânăr membru al Camerei Comunelor și Winston Churchill, când tânărul membru l-a întrebat pe Winston Churchill, acolo în față sunt inamicii, nu? Sunt dușmani, Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Acolo sunt competitorii, dușmanii sunt în spate. Deci membrii acelui partid. Discuția asta, asta cu... se întâmplă în toate partidele din lume. La noi în mijloacele utilizate uneori nu sunt cele mai elegante cu putință. Adică bătălia internă, bătălia din interiorul partidului este mai puternică decât bătălia politică propriu-zisă. Propriu asta cred. Pentru că l-ați pomenit pe, pe Churchill. Ați scris în uh, 1993, cred, dar și studiat, ați fost în Anglia. Ați scris despre complexele unei, uh, colapsul unei societăți complexe. Ce de doctorat. Britania secolului, da. veacului Cinci. al, al cincilea. Uh, cum vedeți ce ați scris în 1993? Raportându-ne la Brexit, la faptul că Anglia, numai că Marea bine, nu mai este în, în Uniunea Europeană. Cum vedeți, așa peste timp, ceea ce a scris tezele dumneavoastră din noștri? Nu prea are legătură. Acolo o, o societate s-a prăbușit cu totul, aici societatea britanică supraviețuiește, dar supraviețuiește în cu totul alte forme. Eu am fost de curând, foarte de curând, acum cam o lună, într-o misiune a Parlamentului European. În Marea Britanie, incluzând și Irlanda de Nord, și am avut surpriza de a constata că dintre interlocutorii noștri nordirlandezi care erau uh, înalți oficiali, cei mai înalți oficiali a Irlandei de Nord, unul singur era uh, în favoarea continuării Uniunii. Era ceea ce se cheamă un loyalist toți acuzând un singur lucru, Brexitul. Deci ei își pierduseră încrederea în Marea Britanie tocmai din cauza acestei decizii pe care o considerau fundamental dăunătoare statului britanic în ansamblu său și Irlandei de Nord în mod special. Ăsta e un lucru pe care îl spun de câte ori am ocazia, l-am spus și de curând la Washington. Dar vreau să mai spun ceva. E foarte bine că ați provocat această discuție, pentru că eu mă gândesc deja cât se poate de serios, ca într-un termen foarte scurt, să mă apuc împreună cu o prietenă să scriem un soi de memorii politice împreună, la capătul unei discuții. Pentru că totuși mi s-a întâmplat, din, de la prima campanie a lui Emil Constantinescu, în 1992 încoace, să văd de aproape viața mediului public românesc. Și să nu văd, sigur, să văd mai ales Partidul Național Liberal, dar nu numai Partidul Național Liberal. Partenera mea de elaborare a cărții va fi Oana Stănciolescu și eu am o singură problemă. Dacă voi publica această carte înainte de alegerile din 2024 sau după, pentru că ea vreau, nu vreau, se va referi și la lucrurile care se întâmplă azi. În ansamblu vieții publice românești, la care eu am acces. Și nu numai românești, chiar și europene. Deci de pentru la Britania, de, acolo... de la Britania secolului 5, la România lui 2023. Da, da, nu da, e. Da, 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 pentru că. Asta uh, face istoria, nu? Istoria te ajută să te plimbi. Istoria, istoria îmi dă background intelectual necesar pentru a înțelege mai bine lumea de azi. De aceea, în momentul în care am devenit. Uh, Uh, directorul General al Institutului Diplomatic Român, în acel moment a fost un moment astral pentru mine, benefic în mod fundamental, pentru că m-a aruncat într-o lume în care mă aflu și astăzi, și din care nu voi ieși decât plecând pe lumea cealaltă. Și care este aceea a relațiilor internaționale și a analizei relațiilor internaționale. Pentru că oriunde relații internaționale aș mai aborda două, două trei chestiuni. Am fost colegi în Dunarea Parlamentară o pentru Cooperare care. Economică la Marea, la Marea Mare. Neagră și au fost întâlniri foarte, foarte interesante și productive chiar pentru România. Pentru că e, diplomația parlamentară are, are rolul ei, mai ales în momente de criză. Uh, cum vedeți situația asta a Mării Negre? Foarte delicat Noi am intrat în 2012 în adunare într-un într moment mai, mai relaxat, mai liniștit decât cel pe care îl traversăm acum Credeți că se va găsi în final o soluție și Marea Neagră va, va redeveni un spațiu de dialog? Păi istoria, timpul e, ne va da posibilitatea să ajungem și acolo, dar nu cred că se va întâmpla foarte curând Țineți minte că în momentul în care, momentele inițiale ale prezenței noastre în acea adunare parlamentară, ea era nesemnificativă și interesul global pentru dezvoltările de la Marea Neagră era de neluat în seamă, ca să zic așa. Era de în seamă. E, astăzi Marea Neagră a devenit unul dintre punctele cele mai incendiate de pe planetă, și atenția cu care uh, toți uh, jucătorii globali se referă la Marea Neagră a devenit uh, foarte, foarte importantă. Mai ales că acolo se află, în primul rând, se află uh, ca state riverane două țări membre NATO și ale Uniunii Europene, de fapt trei țări membre NATO și două ale Uniunii Europene, România și Bulgaria și Turcia. Turcia, membru NATO. NATO, dar e un membru ciudat al Organizației Atlanticului de Nord, fiind membru important al NATO, dar având în timpul, mai ales în timpul celui mai recent mandat al președintelui Erdogan, niște jocuri care întotdeauna, nu întotdeauna consonează cu atitudinea NATO. Și, evident, Federația Rusă. Apropo, pe mine Turcia mă interesează foarte tare pentru că în Parlamentul European sunt shadow raportorul celui mai important grup politic, grupul meu, grupul Partidul Popular European, pentru raportul anual asupra Turciei. Ocazie cu care am avut prilejul să discut de multe ori și cu multă lume foarte specializată despre evoluțiile din Turcia. Ele sunt importante și pot avea consecințe nu numai pentru zona Mării Negre, ci mult mai extins decât atât, pentru că uh, Republica Turcia este un jucător important și pentru Orientul Mijlociu uh, și chiar pentru Europa. Mi-aduc aminte un pasaj dintr-o carte interesantă, apărut acum un an jumate. Uh, cartea se cheamă, a fost tradusă și în românește grație uh, eforturilor uh, unui think tank fundamental. The New Strategy Center, condus de uh, Georges Cutaru. Uh, există, a, el, cartea se cheamă uh, Europa și viitorul război. Uh, ea e opera a doi generali americani, pe unul mi l-aduc aminte, pentru că îl cunosc, Ben Hodges, și a unui academic, mai tânăr academic, uh, britanic. Uh, acolo, uh, în acest punctul de vedere al autorilor, este că Uniunea Europeană a greșit flagrant în atitudinea față de, de Republica Turcia, reușind prin atitudinea sa mai mult decât rezervată să îndepărteze Turcia de Europa. Turcia o țară în care o minoritate care tinde către jumătatea populației e fundamental pro-europeană. Îmi duc aminte că în grupul meu politic, atunci când ultimul penultimul raport se pregătea, liderul grupului politic, Manfred Weber, ne spunea de câte ori avea ocazia cum el l-a susținut, el susține punctul de vedere al încetării negocierilor cu Republica Turcia, pentru că așa l-a promis electorilor lui din Bavaria. Eu cred că aici e vorba de mult mai mult decât atât și eu cred că Europa în ansamblul ei a greșit cu Turcia pentru că dacă ar fi avut o atitudine mai nuanțată, multe dintre, atitudini, dintre reacțiile de astăzi ale Ancarei nu s-ar mai regăsi. Și Europa democratică și lumea democratică e interesată vital în păstrarea unui echilibru global. Vorbind de, de relații internaționale de greșeli, dar și de perspectivă, dar și de viitor în 2 ani, în 2025, se vor împlini 50 de ani de la momentul Helsinki, 1975, Așa. de la actul de la Helsinki, care a fost un moment fundamental în epocă a fost. și a statuat cumva pentru decenii, măcar uh, drumul comun și perspectivele lumii uh, în plan global. Uh, Credeți că mai e posibil cu atâtea crize în jurul nostru, unele sunt foarte aproape de noi, altele mai, mai departe, dar de ele de fapt comunică între ele, se in interacționează? Mai e posibil un, un moment Helsinki în 1975, hai să zicem, de respiro, de pace, de analiză, de meditație care să dea un sens lumii pentru următoarele decenii? Uh, Într-adevăr, actul final de la Helsinki a fost fundamental pentru evoluția ulterioară și, în virtutea actului final de la Helsinki, uh, multe lucruri care s-ar fi putut întâmpla nu s-au întâmplat în lume, în Europa, în Europa extinsă, ca să zic așa, pentru că includem și Nordul Americii și așa mai departe. Uh, multe, multe, foarte multe nu s-au întâmplat. Uh, acum, cu invadarea aberantă, nejustificată și absolut bizară uh, și criminală a Ucrainei de către Federația Rusă, uh, una dintre prevederile fundamentale ale, ale actului final de la Helsinki, sau prevederea fundamentală a actului final de la Helsinki, a fost încălcată. Uh, e pentru prima oară când, în mod atât de flagrant, lucrurile sunt uh, încălcate, realitățile actului final sunt încălcate. Eu cred că, global, e momentul în care uh, ar fi necesară o nouă analiză, dar, azi, e foarte dificil de a ajuns la așa ceva. Pentru că uh, tensiunile <coughs> sunt atât de mari, pentru că există și alte conflicte. Uitați-vă la ce se întâmplă acum în Israel, la ce se întâmplă în războiul dintre Hamas și statul Israel. Uitați-vă la declarațiile foarte violente ale unor state care au chiar inclus în Constituție dispariția statului Israel, cum este Republica Islamică Iran. Toate aceste lucruri nu se pot rezolva simplu. E nevoie de un cu totul alt efort și ați îndrăznit să spun chiar de un efort global. Eu nu cred că există în acest moment uh, pregătit mediul pentru uh, asemenea dezbate. Sper însă ca în termen scurt, să se ajungă acolo, pentru că, al minter, ne paște pe toți o catastrofă. Nu sunteți un neurosceptic, din potrivă, dar ați criticat nu dată... să aceste Europa cu mai multe viteze, faptul că statele mici sau cele care au intrat zicem, recent în Uniunea Europeană nu, nu, au avut același tratament, nu s-au bucurat de aceleași drepturi ca statele fondatoare, să spunem. Credeți că proiectul european trece printr-o criză? Există în risc real ca, ca, Uniunea Europeană în viitor, dacă nu se prăbușească, oricum să, să viruseze, să gripeze, să stagneze? Nu cred că Uniunea Europeană în ca structură este într-o criză. Eu cred că există multe crize suprapuse în diversele state membre ale Uniunii Europene, uh, crize reale care se văd uh, cu ocazia alegerilor. Am văzut ce s-a întâmplat în multe landuri germane cu alternativ pentru Am văzut de curând ce s-a întâmplat în uh, Olanda cu uh, câștigarea alegerilor, de fapt. Chiar dacă n-au obținut majoritatea pentru constituirea unui guvern, n-au câștigarea alegerilor ca primă electorală de către un partid de extremă dreaptă, vedem cu ochii noștri ce se întâmplă în România cu popularitatea tot mai mare a două partide. Unul este Partidul Aur și celălalt e Partidul SOS România. Toate aceste lucruri spun ceva despre nemulțumirea populației, unei bune părți a populației europene față de unele dintre soluțiile actuale, care nu sunt neapărat soluții europene, care pot fi soluții naționale, dar care aceste soluții naționale nu satisfac electoratul din toate aceste țări. Lucrurile acestea nu vor rămâne fără consecințe, dar de aici până la a vorbi despre o criză reală a Uniunii Europene e un pas pe care eu nu l-aș face. Dar se întâmplă ca și unii decidenți europeni să aibă idei ciudate. Cazul cel mai clar este cazul atât de familiar românilor, cazul cancelarului austriac Nehammer, Schengen. care își permite să-și bată joc, de fapt, de două țări state, membre ale Uniunii Europene, încărcând tratatele. Uh, pentru că uh, comisia, chiar dacă și Ursula von der Leyen și comisarul de specialitate Uh, spun de fiecare dată că este vorba despre o încălcare a tratatelor, Comisia nu face ceea ce ar trebui să facă. Pentru că garantul respectării tratatelor în Uniunea Europeană este Comisia Europeană. Uh, ori a acest lucru nu cred că poate continua la infinit. Nu poate, nu are sens ca uh, un asemenea tip de atitudine să fie tolerat numai din interese, datorită intereselor electoraliste ale unui partid dintr-un stat membru sau altul, chiar dacă accidental acel partid se află la guvernare și îl dă pe primul ministru pe cancelar în cazul acesta. Eu sper că aceste lucruri se rezolve pentru că acestea sunt lucrurile care în măsură poate mai mare decât uh, avântul către extremă dreapta a populației întrunele dintre aceste țări. Acesta este motivul pentru care uneori. Instituțiile europene nu funcționează. Sunt, cum vă spuneați mai devreme, gripate. Spuneați mai devreme, vorbind nu numai despre Europeană, în general despre lumea asta plină de conflicte și de, și de crize. România poate fi un jucător dincolo de faptul că este inevitabil ca să citez și o să mă întorc la cuvântul inevitabil este martor, este prezentă în aceste, în aceste conflicte poate fi, poate juca un rol mai activ Eu cred că România prin politica sa externă astăzi joacă rolul pe care trebuie să-l joace România este unul dintre principalii poli de stabilitate în partea aceasta a lumii atâta vreme cât uh, România și-a asumat uh, responsabilități în cazul invadării uh, Ucrainei de către Federație Rusă, responsabilități pe care și le-a și respectat. Spre deosebire de alți parteneri care un pas înainte, doi pași înapoi, trei pași înainte, un pas înapoi fac un joc bizar. Nu, România n-a făcut un asemenea joc. România a fost cât se poate de consecventă și din acest punct de vedere cred că acest tip de atitudine este și apreciat de către aliații noștri. Care? Cel puțin doi dintre, trei dintre principalii noștri aliați sunt la fel de ferm. Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, membru NATO, ca și chiar dacă nu e membru al Uniunii Europene, și Republica Franceză mai sunt și alte țări europene la fel de ferme, dar sunt și țări europene în care jocurile politice interne au uh, creat ambiguități. Creat ambiguități. Eu cred că din acest punct de vedere, chiar dacă nu sunt fanul neapărat al alianței politice așa cum arată ea astăzi de la guvernare, eu cred că și din acest punct de vedere, faptul că în România există un guvern de mare coaliție, că de fapt despre asta este vorba, Dă stabilitate României și dă stabilitate României și garantează granițele Uniunii Europene și ale NATO, într-un fel. Ori aceasta este marea realizare a acestui guvern, oricine l-ar conduce, și oricare ar fi proporția dintre cele două partide, această majoritate parlamentară, speranța mea e că ea va supraviețui și după alegerile din 2024 este singura care poate garanta astăzi. Eu am colegi, unii dintre ei foarte buni prietenei mei, care sunt uneori foarte supărați, dar am senzația că ei uh, nu văd, unii dintre ei nu văd pădurea grație pomilor, ca să zic așa. Sigur că sunt nenumărate măgării care se întâmplă în interiorul acestei coaliții. Ei uh, se concentrează asupra acelora și nu văd avantajul fundamental, dar uh, până la urmă îl vor înțelege. Sau Ei, îl înțeleg de fapt, dar refuză o... să-l recunoască. Coaliția întotdeauna e greu, mai ales că trebuie un exercițiu al dialogului ceea ce nu întotdeauna avem în, în, în România și în societatea românească. De multe ori s-a dezvoltat o cultură a, a conflictului cu orice preț. E foarte greu să stai în ultima zi din an la masă cu cineva când 364 de zile te-ai certat și ai fost în, în polemică cu el. Aici asta trebuie să învățăm și asta e o chestiune de timp. Păi, prin tradiția recentă a politicii românești, încă din de înainte de 1996, dar foarte vizibil din 1996, toate formulele de coaliție au avut mai mulți sâmburi de scandal, ca să zic așa. Ori asta e ce Și ce din 2005, când e alt moment când s-a... Ați, ați, realizat cândva o emisiune care se chema Inevitabil. Da. Ce e inevitabil în viața noastră? De ce e inevitabil? Bun, a, a, a fost inspirația de moment, a fost prima mea emisiune de televiziune, după aia am mai avut altele de mai mare succes, <coughs> care erau uh, un fel de dialoguri ca cel pe care îl organizați, faceți dumneavoastră astăzi, se chemau Proiect România și Proiect pentru România. Uh, și eu cred că acolo m-am regăsit în cea mai mare măsură și, by the way, vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră de a aduce tot felul de oameni înțeleg diversi la care au o legătură cu... Mediile culturale sau periculturale. Deci, atunci acela a fost un lucru. Mi s-a spus ulterior, de către mai mulți cunoștințe, că faptul că emisiunea se chema inevitabil îi făcea să nu se mai să nu, nu, mai deschidă televizorul știau că e emisiunea deci efectul de publicitate a putut fi sau poate fi în unele cazuri considerat drept contrariu nu, 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 știu dacă e ceva inevitabil în viețile noastre și în viața, viața planetei ca să zic așa eu cred că însă că depinde în bună măsură de cele 8 miliarde de locuitori ai planetei și mai ales de decidenții politici de oriunde ar fi ei, ca lucruri cu adevărat catastrofale să nu se întâmple. Pentru că omenirea, din nefericire, beneficiază astăzi, între toate ghilimelele cu putință, beneficiază astăzi de foarte multe argumente distructive. Spunea cineva, ceea ce s-a întâmplat era inevitabil, da. ceea ce nu s-a întâmplat era imposibil. Așa e în istorie? Nu. Nu e niciodată așa în istorie. Am văzut nenumărate cazuri în care în ultimul moment ceva ce părea a merge într-o direcție a fost răsunat și s-a întors. Sunt exemple câte vreți și sunt cărți, zeci de cărți despre acest subiect Vă dau exemplul cel mai cunoscut, e povestea cu bătăria de la Waterloo Cu Blucher care a venit prea devreme și cu generalul francez care a ajuns prea târziu că s-a pierdut în ceață Că dacă s-ar fi întâmplat invers de pildă, rezultatul bătăliei ar fi fost altul și soarta Europei ar fi fost alta deci, nimic nu e inevitabil. Depinde de oameni, până la urmă, pentru că despre asta e vorba. De conjuncturi, de oameni și de context. Amândoi aveau, și Napoleon, și Wellington aveau 46 de ani la, la Waterloo. Da. Și a câștigat unul, ca așa se întâmplă. Așa e întotdeauna. Nu trebuie să câștige. Mai este un moment în care, să zicem, hazardul sau contextul a schimbat Sigur că ele sunt multe dar ceva care, care a întors cumva soarta lumii, depinzând de un context, de un moment de hazard, să zicem, de o întâmplare. Nu m-am gândit niciodată la asta. Sunt tot felul de episoade, de la gâștele de pe Capitoliu până unde vreți dumneavoastră, care au salvat la un moment dat ceva și poate că salvarea acelui ceva, Roma de pildă, a putut avea efecte importante. Dar nu cred că asta este esențial. Esențial este ca uh, cultura uh, politică să fie la îndemâna decidenților politici. Pentru că eu nu am deloc convingerea că totalitatea oamenilor care decid soarta noastră astăzi au uh, cunoștințe consistente. Despre trecutul decizii felul, felul în care deciziile politice au fost luate în trecut sau despre felul în care deciziile viitorului trebuie programate. Ori asta e un. poate fi un mare, mare handicap. Noi, de fapt, atunci când alegem pe cineva, fie că e în interiorul unui partid, fie că este pe plan național, fie că e european. Nu cred că știm tot ce ar trebui să știm despre cei care candidează, despre cei între care suntem la un moment dat obligați să alegem. Uh, sigur că media îți aduce unele elemente, dar elementele acestea nu sunt întotdeauna cele semnificative. Ele țin mai degrabă de bârfă. Și mai e ceva. Ele sunt în bună măsură sau pot fi în bună măsură manipulate. În favoarea sau în defavoarea unui candidat sau a altuia. Ori faptul că astăzi bătălia uh, politică nu se mai desfășoară întotdeauna între uh, electorate, între electori, în sensul deciziei, ci între uh, mijloacele de control și manipulare, e ce poate fi mai grav. Gândiți-vă la cât de gravă este încă astăzi și a fost în ultime, ultimii ani uh, influența. Pe care uh, structurile de manipulare ale Federației Ruse uh, au avut-o și o au încă în Europa, și de ce nu în Statele Unite ale Americii? Gândiți-vă la uh, povestea aia. Nu e o, o znoavă cu influențarea alegerilor din Statele Unite de către structuri ale uh, Federației Ruse. Federația Rusă e foarte specializată în acest domeniu. Și ca orice regim autoritar, uh, știe că uh, decizia sau atenția trebuie concentrată la vârf. Ce se întâmplă? Mi-ați relatat mai devreme un episod de anecdotic din perioada în care erați președintele Senatului Universității București. Spuneți-mi un episod similar sau altul, mai multe, din perioada când ați fost șeful protocolului în administrația prezidențială. A fost un episod ceva care, care a avut loc altfel decât așa cum l-ați programat? O ieșire din protocol. Da, un episod ca a fost atunci când într-o vizită, într-o țară de asta în care regulile erau foarte stricte, nu mai țin minte exact în care, în dimineața în plecării, când lumea cam plecase, se pregătea să plece spre aeroport, mi-am adus brusc, mi -am aminte, că s-ar putea colegii mei in charge să nu fi luat pașapoartele delegației, care au pașapoartele diplomatice ale tuturor membrilor delegației, inclusiv a președintelui. Și, într-adevăr, nu le luase. <laughs> Și atunci a fost o o busculadă în birou pentru recuperarea pașapoartelor și o mică întârziere a avionului. Dar astea sunt lucruri hazdi care nu au avut niciodată consecințe. Mai gravă e povestea cu, cu odăjdiile în alților prelați și cu președintele îmbrăcat foarte sport. Adică uh, sunt hazli, nu a fost vorba despre incidente diplomatice importante, cel puțin nu mă aduc aminte să fi fost unul pe vremea prezenței mele acolo și eu totuși doi ani jumate am fost cu președintele cam peste tot unde a fost să fie. E ceva ce regretați? Regretați vreun moment din biografia noastră când ați fi putut face altfel? Mm, greu de spus. Uh, poate că aș fi putut ca atunci când, în mod abuziv, am fost uh, demis din motive strict politice, pentru că mi s-a spus că sunt demis de la Institut, de către Ministrul în exercițiu în acel moment, demis de la de Ministerul de la IDR, de la Institutul Diplomatic Român, pentru că sunt prea apropiat de Emil Constantinescu și de Zoe Petre. Asta întâmpla a în vremea președinției lui Traian Băsescu. Uh, și astăzi, deci, era în 2010. Exista deja USL-ul. Atunci s-a format, ăla, Erau zilele da. anterioare, în fine. Nu, nu, era, nu. În, 2000, era în 2008, iertați Era pe prim val. Mi s-a spus chestia asta, -am, da, am dat în judecată pe ministerul și pe respectivul ministru. Iar în momentul în care avocata mea, o doamnă foarte respectabilă și de toată fala, a câștigat procesul, judecătoarea a întrebat, bun, dar de ce nu faceți și o plângere pentru falsificarea documentelor? Că a fost vorba de falsificarea documentelor. La care doamna avocat a spus eu aș fi făcut. Dar clientul meu, domnul profesor Nistor, refuză să <coughs> îi facă rău acestui domn. Cine seamănă Vânt cu Lege Furtună? Da, ale sunt articolele pe care le-am scris eu în vremea aceea, și erau scrise uh, în legătură cu lumea în care trăiam atunci. Lume în bună măsură ghidată, dirijată, coordonată De către actualul meu coleg de delegație Domnul Traian Băsescu Și evident la el se referea titlul, titlul cărții Sub titlul sub care am adunat toate aceste La ce țineți cel mai mult în viață? Care e valoarea fundamentală a lui Vlad Nistor? Bun, țin cel mai tare la familia mea E normal Am doi băieți și patru nepoți, deci e clar, un întreg regiment. N-am cum să țin mai tare la altceva decât la uh, soția mea și la, uh, la, copiii mei, la soțiile lor și la nepoții mei, normal. Vă să mulțumesc mult pentru, pentru, acest dialog și în, în final aș vrea să vă rog să adresați un gând, o urare, un îndemn celor care urmăresc podcastul meu, Avangarda cu Ionus Vulpescu. Doamne Vulpescu, după părerea mea, cultura e esențială, cu cât uh, poporul român va fi mai cultural, cu atât viitorul țării acesteia va fi mai, uh, mai aproape de ceea ce ne dorim cu toții. Dar, pe termen scurt, pentru că aceasta e o politică, e o strategie de viitor, pe termen scurt, uh, îmi doresc ca uh, cetățenii României să boteze cu... cu cu respectarea tuturor valorilor în sensul celor în care au fost educați, să nu se lase uh, în capcana, să nu cadă în capcana uh, unor uh, uh, discursuri demagogice, uh, ne inconsistente, care nu pot decât să facă rău româniei și, în ultimă instanță, pe cale de consecință, cum spun juriștii, fiecărui român în parte. Mulțumesc mult, domnul